Bine, salut, prieteni! Astăzi, fiind ziua mea, o să-mi petrec cea mai înaltă aniversare din viața mea, pentru că tocmai ne îndreptăm către Burj Khalifa să urcăm sus, în vârf. Și după ce vom coborâ de acolo de sus, din Burj Khalifa, mergem într-un safari. Mergem la dune bashing cu un Land Cruiser, la plimbare cu Camila, o să ne dăm cu ATV-ul, mâncare pe acolo, camping, șoimi, tot felul de chestii pe care încă nu le știm, dar o să le vedem acolo. Dar hai să vedem întâi cum se vede de la etajul 125. Și am intrat, am schimbat la obiectivul meu, care este mult mai versatil, dar e mai strâns. Ia uite aici, Burj Khalifa. Am trecut de securitate, ne-am făcut și poze. Gata, excavation begins. Superstructure started. Într-un an am băgat și 50 de etaje doar. Încă un an alte 50 de etaje. În același an am mai băgat încă 50. Probabil pentru că sunt mai mici etajele de sus. 2008. Deci a durat 4 ani. De când au pus lopata în mână. Deci a durat 5 ani să construiască Burj Khalifa, doar 5 ani. Se pare absolut senzațional. Ia uite aici. Și am ajuns la coadă, așa că trebuie să așteptăm ca să urcăm, bănuiesc. Let's see what's here. Coadă. Ce e asta, mă? Uite, capul meu. Ce e asta, tatu? Cu toate că mi-e frică de înălțime, e absolut senzațional aici. Ia uite cum scârție e asta. Ia uite. Poate cazi. Nu, sub noi e clădire, nu e golul. Își făcea una un selfie, vii la etajul 124 și își făcea selfie așa. Forță, îi poți să-ți faci pe debarcadere, în Herăstrău, poza de-asta. Am filmat? Hai cu acolo jos. Fac un story. E un hău aici lângă mine. Dar pentru un story trebuie. Ce să fac acum? Dar tu ești mai întunecat, să știi. Da, știu, nu-i nimic. N-am ce să fac. I'm standing right here, thank you. That's enough. Și mergem către 125 acum. Să vedem ce se petrece. Deci 124. De aici mai e cu mare. Ce? De aici mai e cu mare. E un etaj! Un etaj! Mă bucur că în sfârșit îți place. Cât de tare încoace. Sunt reflexii. Îți place unde te-am adus? Da, îmi place. Cea mai frumoasă zi de naștere? Da. Și pe care să devină mai frumoasă, pentru că trebuie să ne îndreptăm către safari. Arăți ceasul de la Samsung? Yes. Hai. Și am coborât.
Nu. Sus, la etajul 124, ni s-a luat microfonul. Ni s-a luat. S-a spus să nu-l, să-l desfacem. Am pus un pungă. Și ne-a adus o pungă să punem microfonul. Nu știu care e treaba cu microfoanele, dar ne îndreptăm către mașină să ne luăm ce avem de luat ca să ne ducem la punctul de întâlnire pentru safari. Să-mi iau obiectivul wide. Și ne-am luat tot ce ne trebuie. Am trecut la obiectivul wide și mergem să luăm mașina de safari. Să safarim. Mergem să safarim. Să farim un pic. Să facem dune bashing. Dune bashing. Dune. Și am găsit mașina. Ce înaltă e. Opa. Finally everybody's here. Yes. So it's going to take roughly an hour or Do you have a problem with you appearing on video? Please, so no problem then. Please go for it. Okay. Go for it, man. Go ahead. I'm free, no money. Yeah, by the way, my name is Sagar. Nice to meet you guys. I'm your tour guide today, till dropping you back to your place. So from here, it's going to take roughly 45 minutes drive to reach our meeting point. Because this is the north part of Dubai, we are heading towards southeast, nearly to the Oman border. As you know, Oman is another country, guys. So we are going totally outskirts from Dubai city. As in this city right now, this place as well, you can see the malls, hotels, towers. Over there, you'll see the sand dunes and few camels. That's the natural beauty of this country, guys. Once we reach there in our meeting point, we will have break for a couple of minutes, roughly 20 minutes or 25 minutes or something like that. The reason why we stop there, because we all get together. Like this is my one car, our another team members, as these two girls, they are from another hotel, you guys are from yes. Dubai Mall. So we have a certain timing to start our safari and we go in a convoy, guys, like maybe 10 cars, 15 cars, all in convoy. We have a different license to drive there for off-road. Okay, we are qualified, but we believe we are professional. Nobody's expert because that's the natural dunes, guys. The dunes always shifting. It's a shifting dune, not a fixed route like, okay, go a right or left. So we have to make our way every single day. It's a new challenge. I can get stuck. I can have a tire problem. Same thing can happen with anybody, guys. So for the safety reason, we go all together. So that's why we say we are professional. Nobody's expert. Have you guys have been before? No. Okay, cool. There's a henna painting for the ladies. You can do a henna tattoo. But guys, even if you both want, you can make a henna tattoo as well. you can write your lady's name there. So. No, thank you. Just kidding, no, man. You. Oh, Afkam! She will kill you, man. Yes, she today, will. Today you have to listen to the ladies. Ladies power, 1, 2, 3, 4. We are three guys, there are four ladies, man. Yeah, so. That's right. Hey, man. All eyes on you. All eyes on you, man. All eyes on you. Watching you. United Arab Emirates, that's one country, guys. In this country, there is a 7 Emirates. Abu Dhabi is the capital of UAE. So Abu Dhabi 1, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah and Fujairah. 7 Emirates, 7 kings are there. But maximum people know in the world Dubai especially, and nowadays people are getting aware about the Abu Dhabi as well. But if you see the Muslim religion, guys, in Islam, it's not allowed to consume alcohol. But in Dubai, there's lots of nightclubs, plenty of beer bar where you can drink, party, dance and come to your place. But there is no wine shop. You can't buy alcohol. Like suppose we'll think tonight, okay, we'll grab 2 whiskey bottle or beer and go my hotel or my home. That's not allowed, guys. We saw that in the supermarket. No alcohol, man. On the desert, yes, it's allowed for everybody. You don't need a license. You don't need, see, look at this. This is a safety roll cage. Yeah. You can see in the car, this is compulsory. So lucky you, 3 and 2 back girls. We both guys, we don't have safety. But it's fine, we'll manage it. No man. Problem. No worries, we'll man. Go we'll back manage a it. Little bit. Inshallah, we'll manage it. Basically, if you see a website, definitely they will suggest you before 3-4 hours, don't eat. Okay. Yeah. But it's kind of mind game.
așa în mașină și intrăm acum pe tune. Opa, Gangnam Style. Aveam 80 aproape, aș fi mers cu 10 pe aici. Hey, sexy lady. We have 4 sexy ladies. Acum din cauciucuri și anume asta. Chiar vorbeam mai devreme cu băiatul de ce aleg toți Land Cruiser și am văzut de ce. Deci mașina are 135.000 de kilometri făcuți așa aici și n-a avut o problemă, nimic, absolut nimic. Stai și știi ce mi s-a părut mie? A merge așa cu mașina și ține drept drumul pe stradă. Da. Da, da, da. Da, da. Închidem GoPro aici. Cam așa arată situația acolo jos. Și cam așa arată situația aici sus. Superb. Vezi că însă, da? Ce fine nisipul ăsta. Mamă, uite așa să fie pe plajă. Iop. Merge, bossule, merge! Și mașina este gata. Cam asta a fost pauza de poze. Hai să vedem cum merge. Aoleu! 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 Cel mai mișto sentiment! Te cred că e super, e super moale nisipul ăsta, e super fin! Super fin! All good. Yeah, Angela, this guy we have not seen this last time. No. Something new. Yeah. Și ne întoarcem la Dunbashing. Are you okay? You're definitely okay. Come on, that's not fair, guys. I'm more than okay. I have to show that confidence on my face. I'm also scared. Tell this now. Yeah, because you are between of the desert. I have no choice but to come back with you. True. Sugar. Okay. So everybody remember, right? Sugar. Yeah. Okay. This song is for me. My lips like sugar. Actually, this is a good place to propose a girl. Will you come out with me tonight or no? She will say no. Get down. Of course she will say yes. Once you reach hotel you can kick me, but now you have to say yes. You're between all the desert. And maybe get it on camera to be sure. Yeah. To have proof. True, man.
tell me. Sandboarding. Perfect. I just didn't know the words anymore. Yeah, yeah, no worries. Now it's first I can suggest you guys come with me for the sandboarding. And after you can take pictures. I can also help you if you want for picture. I know you are a professional, but still. Încă sunt uimit de mașina asta. E senzație. Acum vom vedea dacă Samsung Galaxy Watch este rezistent la ce zice el că e rezistent. A făcut o baie de nisip. Da, e regulă. Ce am făcut Bobby acum aici? Niște story-uri foarte frumoase, deci băiatul ăsta este senzațional. Dați-ne follow mie și Anei. Și dacă intrați pe story zilele astea, o să vedeți și contul lui pe Instagram. You guys okay backside? Yes. It's totally quiet. I'm feeling scared. Ce mai tare chestie ever. E absolut senzațional. Deci nu credeam că o mașină poate să facă așa ceva. Și un șofer poate să facă așa ceva. Adică genial. Genial. Și acum, pentru că ne apropiem de asfalt, să umple cauciucurile înapoi. Ele sunt lăsate ca să avem grip pe nisip. You can see there, that's the road. So from that road we are going to drive towards our camp. Roughly 20 minutes drive. Trebuie să fac poze acum. Știi chestia aia că n-ai voie să mănânci înainte? Ce vorbești, tati? Mi-e o foame de mor și am mâncat. Da, da, înțeleg cum ar putea cineva care e mai slab de inimă să... Mamă, deci n-am nimic, să vomite pe asta. N-am nicio problemă. Și am ajuns în tabăr aici, în camp. Horia și cu Anca s-au dus să călărească Camila. Îi așteptăm și apoi o să mergem să vedem ce se petrece înăuntru. Yes, of course. Thank you. Miroase cafea. So guys, you're... Dar nu seamănă. Whenever you want, you can take more, okay? Dates or lugamat kahwa. Nu știu, lumea face poze cu foimul. Ce mai avem aici? Souveniruri. Aici artsen. Cât timp trebuie să stai așa? Așa cu mâna. Like this? No. Aha.
Now you don't have to eat, right? He's going to feed you. How long it takes to dry? Half an hour. Half an hour. But you, in India, that's a joking, not serious. Like tonight, after 1 hour, once you reach hotel, your home, I'm sure you can wash back normal water. Okay. Okay. It will be a orange color. After 2 days, if it's really dark, he loves you a lot. If not, catch him. All right. Okay. So, just wait for 2 days, man. You can catch him. Hey, you don't love me. Oh, really? You love me a lot. Am plecat de aici, gata. Mă sămânânc. Am lăsat. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Mergem să mâncăm acum. Mergem la bufet să ne luăm de mâncare. De prima dată când îmi fac henna. Eu sunt mișto. Mendolat. Și asta este masa. Asta mi-am luat eu. Oria. Anca. Și eu nu pot să mănânc, trebuie să mă dea Bobby. Da. Ia un mâncat trebuie de asta. Nu, cu mâna, mă! Stai că nu, nu te mânci, că nu fac o de tine. Tu n-ai? Cred, da. Bun, cartof? Mâncăm și ne revenim cu belly dancing. Și am plecat. Nu mai am foarte multă memorie la cameră, dar o să trec la telefon. Îl avem pe Land Cruiser ăsta genial, cu care ne întoarcem la Dubai Mall să ne luăm picantoul. Faci și picantoul de-alea? Faci și picantoul, cum să nu fac? What? Da, așa, da. Și acum ne-am oprit pe marginea autostrăzii ca să reumplem cauciucurile cu aer, pentru că au fost umplute așa jumate, și apoi ne îndreptăm către Dubai Mall. Cum a fost? Frumos? Cea mai tare experiență. Da. Da, 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 da. Exact cum zicea și el în momentul în care ne-am urcat în mașină, asta ar fi experiența pe care el ar recomanda-o să o faci în momentul în care vii turist aici. Și chiar a avut dreptate.